au fost realizate modificări importante asupra legii de organizare și amenajare a teritoriului, toate reglementările fiind incluse în cadrul unei ordonanțe de guvern ce datează din anul 2008. Președintele Comisiei de Administrație Publică, Sulfina Barbu, se declară convinsă că cea mai importantă urmare a noilor prevederi va fi stoparea construcțiilor abuzive, ce nu respectă vecinătățile sau planurile urbanistice. Fostul ministru al mediului a precizat că noua lege dă respirație orașelor și promovează o dezvoltare urbanistică ordonată pentru viitor. O altă prevedere importantă menționată fixarea la 4 a coeficientului de utilizare al terenului, iar modificarea acestuia va fi făcută limitat, doar de către autoritățile locale responsabile. Noua lege stabilește clar și sancțiuni drastice pentru cei care se abad de la normele stabilite. S-au responsabilizat toți factorii implicați în elaborarea documentațiilor. S-au introdus sancțiuni atât pentru cei care elaborează documentațiile, cât și pentru cei care avizează și aprobă, cu amendă de la 1 la 9.000 de lei noi, dacă datele prezentate sunt eronate. Comisia de Administrație Publică din Camera Deputaților a aprobat marți 7 aprilie Ordonanța 27 pe 2008, care reglementează mai strict elaborarea planurilor urbanistice zonale, eliminând amendamentele ce făceau prevederile cele mai importante, potrivit Ordinului Arhitecților din România.